Bună seara și bine ați venit la Școala Digitală pentru ONG-uri. Eu sunt Madalina Oprișan și voi fi gazda dumneavoastră în următoarea oră. Acesta este ultimul webinar de la Școala Digitală pentru ONG-uri. Vă reamintesc că programul Școala Digitală pentru ONG-uri face parte din programul ONG Online, un proiect finanțat prin granturile SE 2009-2014 în cadrul programului FONG în România. Chiar dacă acesta este ultimul curs online, nu uitați că vă așteptăm la cursurile noastre offline de la Timișoara, Craiova, Sibiu și Tulcea. Intrați pe ongonline.texu.ro/evenimente și o să vedeți acolo datele pentru aceste orașe. Dacă acesta este primul webinar la care participați alături de noi, dați-mi voie să fac o scurtă prezentare. Noi suntem Asociația Texup România și oferim resurse de tehnologie pentru ONG-uri. Servim o comunitate de 1600 de organizații în România. Dacă intrați pe texup.ro, puteți să aflați pentru ce produse software este eligibilă organizația dumneavoastră. Revenind la întâlnirea din această seară, mă bucur foarte mult să vorbim pentru prima oară despre sisteme de tipul CRM pentru ONG-uri. Alături de noi este Nico Aleman, fondator și CEO al companiei Aleman Software Group. Înainte de a fi antreprenor, Nico a lucrat vreme de 15 ani în companii precum Orange, Oracle și Microsoft. Are o experiență în zona de business și vânzări, atât la nivel național cât și european. Pe lângă zona aceasta de business, Nico este și membru al Asociației Române de Dezbatere, Oratorie și Retorică Ardor de 16 ani. Când are timp, Nico joacă șah și face fotografii. Ne bucurăm să-l avem alături de noi și mulțumim pe această cale că a acceptat invitația de a veni ca voluntar la Școala Digitală pentru ONG-uri. Nu uitați că eu vă aștept, rămân pe chat în continuare împreună cu colega mea Alexandra Duma. Dacă aveți întrebări, vă rog să ne le puneți. O să mi le notez și la final le vom citi cu voce tare. Nu vă mai rețin că avem o grămadă de lucruri interesante de aflat. O să-i predau legătura lui Nicu. Sper că Nicu ne auzi. Da, vă aud, mulțumesc tare mult pentru prezentare. O să încerc să mă descurc cu. Te fac prezentator acum. Ah, nu, eu n-am fost încă prezentator. Am înțeles. Predau legătura. Bun. Mulțumesc tare mult. O să vă arăt tot ecranul meu în acest moment. Sper să nu arăt mai multe decât trebuie sau mai puține decât trebuie. Doar să-mi spuneți dacă cum este în regulă Da. și se vede ecranul. Bun. Da, vedem. Mulțumesc tare mult pentru prezentare și mă bucur foarte mult să reiau legătura cu mediul ONG-urilor, cu mediul voluntarilor din care am făcut parte, cei drept în perioada aceasta sau în ultimii ani, n-am mai activat foarte, foarte mult nici în asociația din care fac parte, dar nici în alte asociații. Mai de mult, acum vreo 10 ani, am fost voluntar și în alte organizații, așa că mediul ONG-urilor mi este cât de cât familiar, iar proiectul, atât conferința aceasta, dar și proiectul pe care lucrăm în acest moment împreună cu un ONG, îmi face foarte mare plăcere. O să vă povestesc puțin despre ce face un CRM sau de ce este important o soluție software de management al voluntarilor și al activității unui ONG. O să vedem puțin cam cu ce se mănâncă sau unde aduce valoare o astfel de soluție. Mi-ar plăcea să avem cât de cât o discuție interactivă în care să puneți întrebări, poate vă vin idei și sper să vă vină idei legate de ce ar putea să facă și cum ar putea să vă ajute un astfel de instrument până la urmă. Prin urmare, vom povesti despre CRM. CRM vine de la Customer Relationship Management sau managementul relațiilor cu clienții, însă CRM este mai mult decât atât, este mai mult, este un concept de business, de fapt. Da? Și fie că ne place sau nu, chiar și ONG-urile sunt un business. Bineînțeles, nu sunt un business care să facă profit, dar sunt un business, sau ar trebui gândite ca un business, din perspectiva proceselor interne pe care le are, din perspectiva proceselor de aprovizionare, din perspectiva proceselor de găsire a donorilor și a
convingerilor de a dona și de a se implica financiar, până la procese de găsire a voluntarilor care pot fi clienți sau pot fi susținători, da? Angajați, ca să zic așa, ai proiectului nostru și ai ONG-ului nostru, chiar dacă nu primesc bani, primesc altfel de recompense, poate care uneori pentru unii sunt mai importante. Deci trebuie gândit, dacă gândim ONG-ul ca pe un business sau ca pe un demers antreprenorial, atunci trebuie, pe măsură ce creștem, să aducem această profesionalizare printr-un instrument cum este CRM-ul. Și CRM este un termen cunoscut în business, nu doar în IT, dar și în business, însă el s-a transformat în XRM, ca să-i spun așa, sau o relație sau un management al relațiilor cu orice tip de entitate. Și discutând de managementul relațiilor cu orice tip de entitate, deja putem să discutăm de managementul voluntarilor, putem să discutăm de managementul furnizorilor, putem să discutăm de managementul donatorilor, deci putem să gestionăm această relație cu orice tip de entitate. Ce vom povesti? Vom povesti foarte pe scurt despre principii generale ale CRM-ului, funcții principale, da? Apoi ce poate face pentru un ONG, pentru că asta cred că este cel mai interesant în voi, unde anume ar putea să intervină o astfel de soluție în activitatea voastră. Și, bineînțeles, vă voi arăta și un demo pe care noi l-am făcut pentru Federația Volum. Probabil că voi, unii dintre voi, faceți parte din această federație. Vă voi arăta un demo creat pentru ei. Este în fază incipientă, deci mai sunt câteva lucruri de ajustat, dar am preferat să vă arăt ceva concret pe viu de ce poate să facă o astfel de soluție. Principiile CRM. Păi, în primul rând, cum ziceam, CRM este un principiu de business care ne oferă o imagine completă a relației cu clientul. Și am pus client între ghilimele nu din greșeală, ci intenționat, pentru că aici, în zona ONG-urilor, este destul de greu de definit cine este anume clientul. Da? Clientul este voluntarul? Probabil că nu. Clientul este beneficiarul activității de voluntariat sau cei asupra cărora se răsfrânge timpul petrecut de voluntari. Da, client poate fi, cum ziceam, pot fi și donatorii sau organizațiile de business, companiile pentru care se implică prin CSR și care contribuie cu bani la o anumită activitate. Deci clientul acesta este destul de complex de definit într-un business precum cel al ONG-urilor. Și de asta l-am lăsat în ghilimele. De asemenea, CRM-ul este o bază de date a clienților, adică înține informațiile despre client, pornind de la informații de identificare, dar mai mult îmi ține un istoric al relației mele cu acea persoană sau cu acea companie sau cu acea organizație sau acel proiect. Da. Lucru care, dacă într-un Excel îl țin destul de greu pentru că trebuie să mă întind înspre dreapta cu câmpuri noi legate de tipuri de activități sau cu câmpuri de informații, într-o aplicație de tip CRM, este mult mai ușor să gestionez atât grafic cât și informațional aceste relații pe care eu le am cu clienții. Deci ce este mai bun decât un Excel? Păi lucrurile sunt puțin evidente, pentru că dacă într-un Excel am o limitare atât ca număr de câmpuri pe care le pot pune într-un Excel, dar și ca vizualizare a informațiilor, într-un CRM nu am această limitare. Deci pot să adaug un număr nelimitat de informații, de câmpuri, de înregistrări, de contacte, de participanți, de voluntari. Iar ceea ce face CRM-ul mai bine decât un Excel este o analiză rapidă a informațiilor. Îmi trebuie un raport care să-mi scoată toți voluntarii care au participat la un anumit proiect și care este numărul de ore petrecute pe acel proiect. CRM-ul scoate rapid. În Excel trebuie să încep să agreg datele, trebuie să-mi creez anumite informații, anumit pivot sau anumite view-uri sau anumite filtrări, etc. Da? Mare, deja aici devine mult mai utilă o astfel de informație pentru o analiză rapidă a detaliilor respective. Îmi face corelație între diferite informații. Așa, și aici deja pot să încep să fac legături între abilitățile pe care niște voluntari le au, da? Skill-urile pe care le au și ce pot ei să pun la dispoziția ONG-ului sau al proiectului, numărul de participanți pe care eu i-aș putea implica și disponibilitatea lor de la o anumită dată, și, bineînțeles, să corelez după aceea cu locul în care ei se află, da? Poate fi undeva în țară, și cât de aproape sunt de locul desfășurării proiectului. Și deja am câteva dimensiuni pe care încerc să le
potrivesc, astfel încât să îmi scoată din, să-mi dea un raport cu cei care ar putea fi disponibil rapid în zona respectivă, să nu trebuiască să-i duc dintr-o parte într-alta. Deci îmi face astfel de corelații între diferite informații foarte, foarte rapid. Căutare rapidă. Poate că mă interesează să găsesc, cum ziceam, toți care sunt într-un anumit oraș și care au anumite abilități. În Excel, să fac astfel de filtre de fiecare dată și după aceea să-mi anulez filtrul și din nou să scot informația, mi-a foarte, foarte mult timp. Da. Ei, CRM-ul de asemenea îmi prezintă sau îmi salvează deja niște grafice și niște rapoarte predefinite, relevante, pe care eu le pot reutiliza. Știm foarte bine că mult mai repede oamenii învață din informație prezentată în mod grafic decât informație de tip text. Excel-ul, bineînțeles, are și el grafice, dar până la urmă cât mă pot întinde într-un fișier Excel și cât de mare se poate face acel fișier Excel ca să-mi rețină sau să-mi salveze toate graficele mele, toate informațiile pe care vreau să le dețin și să mențină actualizată baza de date. Pentru că asta, de fapt, este o mare, mare problemă a tuturor sistemelor. Da. Cât de corectă și adusă la zi este baza aceea de date. După aceea, ce fac dacă pierd Excel-ul? Ce fac dacă mi se strică calculatorul? Da. Fișierul respectiv este automat pierdut. Pe când în cazul unui CRM nu se pune problema pentru că el este salvat într-un mediu în care distrugerea bazei de date este foarte puțin probabilă, sub 0,1% să mi se distrugă o astfel de bază de date. Bun. De asemenea, un alt principiu al CRM-ului și nu numai al CRM-ului, dar și al, și al aplicațiilor software este ceea ce se numește regula GIGO. Da? Iar asta presupune următorul lucru. Presupune că dacă eu introduc date greșite, voi avea informații greșite. Dacă introduc date corecte, atunci pot să scot niște analize corecte care să mă ajute. GIGO vine de la garbage in, garbage out. Da? Și reiau, dacă introduc date care nu sunt corecte sau insuficiente sau n-am completat toate câmpurile, atunci nici nu mă pot aștepta ca informația respectivă pe care eu o obțin să fie corectă. Dacă introduc numele unei persoane de mai multe ori, odată cu punct între ele, odată fără punct, odată CNP-ul scris cu toate cifrele, alte ori cu mai puține cifre, nu mă pot aștepta să-mi scoată date în mod corect. Da. E, și acum voi trece puțin în a prezenta ce poate face pentru un ONG o astfel de soluție. Da, și voi începe mai întâi prin managementul ONG-ului în sine. Da, și tot ceea ce înseamnă acest management, care înseamnă de la a face rost de fonduri pentru activitate, de la a crea proiecte, da, și a urmări începutul, finalul proiectului, de a urmări cine ce trebuie să facă și alocarea de task-uri pe acele proiecte, de la a crea activități de marketing și de awareness sau de publicitate printre voluntari, apoi de a trimite automat niște informări din când în când, etc. Toate aceste lucruri le poate face un CRM pentru o organizație neguvernamentală. Managementul proiectelor, cum ziceam. Deci se pot trece, și o să vedeți și în ceea ce vă voi arăta mai târziu, putem să trecem majoritatea proiectelor astfel încât noi să vedem care este data de început, data de final a fiecărui proiect. Putem să vedem care sunt activitățile care trebuie făcute acel proiect, pentru că până la începutul efectiv al proiectului, mai sunt o serie de activități. Poate trebuie imprimate niște flyere, poate trebuie făcute achiziții de materii prime sau de materiale înainte de proiect. Dacă discutăm, de exemplu, de plantare de copaci, înainte trebuie să cumpăr și niște mănuși, și niște lopeți, și niște cizme, eventual, etc. În urmare, și acele tipuri de activități, ca să nu uităm de ele, trebuie trecute în managementul acesta de proiect și, bineînțeles, trebuie trecut un responsabil de activitatea respectivă. Apoi, bineînțeles că pe lângă efectiv derularea proiectului și unde are loc, putem să adăugăm și activități post-finalizare sau după finalizarea proiectului, da? Cum ar fi, de exemplu, un comunicat de presă sau cum ar fi adunarea unui feedback, da? Sau verificarea efectelor proiectului respectiv pe termen lung. Da? Toate aceste lucruri se pot capta în partea de management al proiectelor, pentru ca eu să nu uit de activitățile de făcut sau să-mi fie foarte clar care sunt pașii necesari acestui proiect. Bineînțeles, pot să țin și informații legate de costuri. Da? Costul proiectului, costul materiilor prime și materialelor, pentru a rămâne în buget sau pentru a vedea care este diferența între costuri și ce am reușit să atrag ca donații sau ca alte contribuții financiare.
Managementul voluntarilor. Iar aici este un aspect extrem, extrem de important, pentru că în ONG-uri deseori ne confruntăm cu o lipsă de voluntari sau cu o lipsă a unor baze date foarte bine puse la punct cu cine ar putea să se implice și pe ce anume. Da? Am un voluntar care trebuie să știe limba arabă, da? Pentru că vreau să mă ocup de imigranții veniți în România în ultima perioadă. Acest lucru, dacă n-am o bază de date bine pusă la punct, trebuie să mă apuc să caut. Odată găsită această persoană, o întreb dacă dorește să fie voluntar, păstrez datele despre voluntariat, despre contractul semnat de voluntariat, despre orele pe care persoana respectivă le-a pus din timpul său pentru a fi voluntar, despre ce abilități mai are, că poate știe și franceză, poate știe și Excel avansat, știe și project management, poate are și alte abilități pe care le putem refolosi. Da? Bineînțeles, pe lângă toate acestea, îmi trebuie și datele de identificare și dacă este un minor, îmi trebuie datele părinților, etc. Da? Mă interesează, bineînțeles, la voluntari și rapoarte legate de acești voluntari. Cât au contribuit, pe ce proiecte în timpul unui an, dacă mai este dispus să mai contribuie la alte proiecte. Da? Toate aceste lucruri se pot face prin intermediul CRM-ului. Apoi, managementul donorilor și al donațiilor. Da, vreau să țin o evidență clară a sumelor primite, sumelor de bani primite, ce a intrat în ONG ca sume și ce a ieșit ca și cheltuieli, da? Ce donori am avut în timpul unui an, pentru că poate vreau să-i invit la evenimente sau vreau să-i premiez sau vreau să creez campanii de marketing de awareness cu ei. Da? Mă interesează aceste informații legate de proiectele la care eu au participat, astfel încât în viitor, când organizez proiecte similare, să-i implic din nou dacă își manifestă interesul în acele activități. Apoi, centralizarea abilităților a fiecărui voluntar. Da? Acest lucru iar îl putem face prin intermediul CRM-ului și să putem să găsim în timp foarte scurt pe cineva care să dețină o anumită abilitate, o anumită trăsătură, o anumită caracteristică, ce ne-ar trebui, de exemplu, pentru un anumit proiect. Lucrul acesta îl face iar soluția aceasta de CRM, prin care noi putem să centralizăm și să căutăm rapid, să găsim rapid voluntarii ce ne-ar putea ajuta. Sau, dacă nu ne-ar putea ajuta, măcar le putem trimite un e-mail să spunem, vedeți că începe acest proiect, care are nevoie de abilitățile voastre, vreți să participați sau nu vreți să participați. Apoi, gestionarea timpului. Da? Și este un lucru pe care, cu siguranță, toate ONG-urile îl măsoară și îl urmăresc, și îl urmărește, pardon. Gestionarea timpului, în a afla, de exemplu, care este durata de început, durata de final a unui proiect, da? Cât a durat fiecare activitate, în parte, dacă mă interesează acest lucru, câte ore au fost realizate în total de către toți voluntarii și apoi, bineînțeles, pe fiecare voluntar în parte sau pe fiecare lună în parte, sau pe fiecare an în parte, da? Pentru raportarea finală către donor sau către alte instituții care ar trebui să primească informațiile acestea, îmi face această gestionare de timp. Da? Un lucru pe care iar îl putem face foarte ușor și să automatizeze puțin din activitatea noastră, pentru că activitatea de ONG-uri presupune și foarte multă muncă administrativă, este aceea de realizare de documente. Certificate, contracte, diplome, aprobări ale părinților, etc. Toate aceste lucruri pot fi realizate sau automatizat din cadrul unui CRM. Mă voi opri acum și poate aveți întrebări. Dacă aveți întrebări, le puteți scrie, le puteți nota și colegii mei vă vor prelua întrebarea eventual, fie vă vor răspunde sau vă vor adresa în cadrul conferinței. Mai avem lucruri de arătat. Prin urmare, dacă acum sunt întrebări, vă rog să le puneți, iar dacă nu, vom merge puțin mai departe. Avem întrebări până în momentul acesta? Nico, avem doar o singură întrebare. Dacă poți să ne recomanzi câteva soluții de tipul CRM free sau open source? Bun. CRM free sau open source există. Da? Însă, din ceea ce am văzut până în acest moment, nu există CRM-uri personalizate free pentru zona de ONG-uri. Există unul, mi se pare unul sau două, dar nu știu exact numele, le-am văzut pentru managementul ONG-urilor. Gratuite sunt foarte, foarte puține,
Sunt câteva, totuși, care nu sunt specific pentru ONG-uri, dar care fac managementul contactelor, managementul conturilor și se poate personaliza cât de cât ca să semene cu un CRM pentru ONG-uri. Mai există și altă întrebare, cumva? Da, mai ultima întreabă, care este costul unui astfel de sistem, on-premise sau cloud? Bun. Despre acest lucru vom discuta puțin la final. Scopul conferinței noastre nu este de a vinde această soluție. Cum ziceam, noi lucrăm cu colegii de la Federația Volum pe acest CRM, o să-l vedeți. Ei poate că ar fi, dacă îi cunoașteți, ei poate ar fi cei mai în măsură să vă ofere o astfel de informație, pentru că vă vor pune la dispoziție o astfel de soluție de CRM. Ele pot să difere și partea bună pe care putem să o spunem aici este că pentru ONG-uri în general sau pentru mediul neguvernamental sau de educație, cam toți furnizorii mari de soluții oferă discounturi relevante. Da? Iar TechSoup poate să confirme acest lucru, pentru că și TechSoup vinde CRM-ul de la Microsoft, de exemplu, pe care noi l-am personalizat și pe care o să vi-l arătăm. Iar acolo licențele scad până la aproximativ 20% din valoarea unei licențe normale de CRM sau de software de acest tip. Da? Deci chiar poate unor și mai puțin. Ceea ce este important de asemenea de știut este că achiziția se poate face și pe bază de abonament lunar. Adică nu trebuie făcut o investiție într-o soluție cu banii jos, ca să zic așa, sau cumpărate direct licențele, ci se poate cumpăra și sub formă de abonament în funcție de numărul de utilizatori, da? Ceea ce mă ajută pe mine foarte mult să nu investesc bani în așa ceva dintr-o dată, da? Să fie o cheltuială previzibilă, iar pe de altă parte mă ajută să jonglez cu numărul de utilizatori pe care eu îi am. Poate că luna viitoare am 2 sau peste 3 luni o să am 4 utilizatori, după care din nou peste 6 luni îmi pleacă cineva, numai 3, etc. Și mă lasă această posibilitate de plată de abonament să jonglez cu numărul de utilizatori. Mai avem întrebări momentan sau merg mai departe? Aș vrea să continuăm, să mergem mai departe, să luăm întrebările la final, cu siguranță vor mai fi. Mulțumesc! În regulă, mulțumesc frumos și eu. Ce mai poate face un ONG? Păi o să trecem în zona de campanii de marketing. Cum ziceam, CRM-ul acesta face și managementul activităților de marketing. Activități de marketing însemnând tot ce vă puteți gândi, însemnând de la trimiterea de newslettere până la participarea la diferite târguri sau realizarea de flyere sau împărțirea de flyere, bineînțeles, doar realizarea lor, publicitate prin presă, presa scrisă, presa vizuală, etc., toate aceste lucruri pot fi captate în ceea ce se numește campanie de marketing. Da? Pe campania aceasta de marketing, CRM-ul îmi păstrează tipurile de activități pe care eu le desfășor pentru activitatea de marketing, da? Deci plecând de la partea de organizare incipientă până la partea de derulare sau partea de finalizare, inclusiv partea de costuri. Da? Deci eu pe activitatea de marketing pot să țin evidența costurilor campaniei respective, ca apoi să măsor, de exemplu, lucru care ar fi foarte interesant de văzut, o campanie de marketing sau de strângere de fonduri, da? Ce buget am cheltuit pentru campania respectivă versus câți bani mi-a adus campania respectivă de strângere de fonduri. Da? O campanie de marketing poate fi și o activitate de strângere de fonduri, că se face telefonic, că se face online, că se face cu adunând bani de pe stradă, etc., poate fi inclus în această campanie și să scot după aceea un raport și să văd ce fonduri mi-a adus, câți donatori am avut și ce buget am investit pentru a realiza această campanie. Bun, gestionarea de activități și alocarea de task-uri. Acest lucru deja v-am povestit puțin despre el, dar vreau să ne insist, și anume putem să creăm o serie de activități și să le atribuim, să le alocăm, să le asignăm diferiților voluntari. Da? Și să spunem, tu te ocupi de relația cu instituțiile de presă sau tu te ocupi de vânzarea de bilete, tu te ocupi de etc. Da? Pot fi activități cu caracter permanent, pot fi activități pe o anumită durată de timp, da? Iar partea bună este că fiecare membru, fiecare participant sau care are acces la această soluție CRM va putea să-și vadă lista de activități pe care o are de făcut. Da? După care, bineînțeles, dă complete că a realizat acea activitate și a finalizat-o.
Este un management al activităților extrem de important, zic și într-un ONG, pentru că așa reușim să nu ne scape ceva din vedere. Fie că înseamnă o activitate, fie că înseamnă o informație, reușim să le centralizăm și să o avem toate într-un loc, lucruri care pot depinde una de cealaltă. De exemplu, nu pot să mă apuc să dau să imprime flyere sau cataloage sau informații, materiale informative, până când cineva nu mi-a creat textul și nu mi-a făcut pozele respective. Da? Poate că textul și pozele le face un utilizator sau un voluntar, da? Dar imprimarea lor o face altcineva. Prin urmare, sunt două tipuri de activități diferite, dar care depind una de cealaltă ca și consecință logică. Bun. Un lucru pe care iar îl face CRM-ul este managementul contractelor de voluntariat. Acum știți foarte bine că fiecare voluntar în principiu trebuie să semneze un contract de voluntariat prin care să îi se recunoască după aceea oficial numărul de ore de voluntariat. Ei, toată această birocrație de editare în Word a contractului de voluntariat, de imprimarea numelui, de trecerea datelor, să mă asigur că datele sunt cele corecte, CNP-ul, mai întâi cu atât buletin, etc., acest lucru este redat automat de către CRM. Și atunci, ceea ce poate să facă CRM, odată ce am introdus în bază de date contactul, îmi imprimă toate documentele pe care le doresc cu datele care există în CRM. Mi le ia automat. Dacă cumva schimbă adresa, eu schimb în bază de date și contractul următor va ieși cu noua adresă, fără a mai fi eu nevoit să verific dacă este adresa corectă, dacă s-a schimbat sau nu. Apoi ceea ce face iar această parte este și de a aduce aminte sau de a trimite notificări, alerte, celor care trebuie să renoiască contractele de voluntariat. Adică poate îmi trebuie o alertă să-mi spună, vezi că săptămâna viitoare exprimă contractul de voluntariat al lui Nicu, sună-l ca să și-l renoiască. Da? Și atunci ceea ce se face se imprimă din nou un alt contract care are o altă perioadă de valabilitate, un alt număr de contract, etc. Se poate trimite fie pe e-mail, fie vine voluntarul să semneze, dar acest lucru se poate automatiza. Da? Bineînțeles, contractul conține clauzele standard, se poate modifica, se poate modifica tipul de contract atunci când este cazul, se pot adăuga clauze noi în documentul respectiv ori, da. Și se poate, bineînțeles, atașa contractul la fiecare voluntar în parte, astfel încât să am un istoric al contractelor semnate și o evidență și a semnăturilor date, da? Deci se poate scana după ce este semnat și apoi atașa la voluntarul respectiv. Să nu fiu nevoit să țin neapărat dosare peste dosare la mine în birou. Newsletter, spuneam că se poate face și acest lucru. Acum, în ceea ce o să vedeți din CRM-ul pe care vi-l prezint eu, nu o să reiasă foarte clar acest lucru, însă se poate face, de exemplu, o integrare cu CRM-ul, astfel încât să putem să trimitem un newsletter și apoi să urmărim, să vedem exact cine a deschis newsletter-ul, pe ce a dat click, care sunt informațiile, poate adrese de e-mail care nu mai există. Dacă este familiară platforma MailChimp, de exemplu, se poate face această integrare între CRM și MailChimp și să vedem exact la cine a ajuns și se pot coordona campaniile direct din MailChimp. Se pot, bineînțeles, programa, adică să pornească campania peste 3 zile sau încă o campanie peste o săptămână, etc. De asemenea, CRM-ul poate să facă și o automatizare a imprimării invitațiilor, de exemplu. Dacă vreau, am un eveniment și vreau să transmit bilete sau să trimit invitații în plic sau altfel invitații, atunci pot să automatizez acest lucru și să îmi ia automat nume, prenume sau alte date, fără a fi nevoie ca eu la fiecare invitație să scriu, să mă uit, să văd corect numele, prenumele persoanei respective. Deci îmi automatizează foarte mult activitatea, atâta timp, bineînțeles, că știu să folosesc CRM-ul respectiv și cât îl folosesc la capacitatea lui maxim. Scrisori personalizate. Da? Poate că vreau să trimit tuturor voluntarilor un e-mail personalizat sau o scrisoare personalizată în care să le mulțumesc la final de an pentru activitatea lor și pentru cum au contribuit la succesul activităților ONG-ului meu. Bun. Rapoarte și indicatori. Acest lucru iar este extrem de util într-un CRM,
pentru a-mi face rapoartele și pentru a-mi arăta indicatorii proiectelor mele sau al activităților mele. Da? Dacă, de exemplu, mă interesează să știu câte ore de voluntariat a lucrat un voluntar și la câte proiecte, acest lucru pot să-l obțin rapid într-un CRM. Dacă, de exemplu, lucrez cu Orange și ei pun la dispoziție un număr de angajați, da, care să participe în voluntariat, în activități de voluntariat, atunci pot să scot acest raport către Orange și să-i spun, uite, uite câte activități, la câte activități au fost implicați oamenii tăi, da, și câte ore de voluntariat au avut fiecare. Da? Deci poate să fac acest lucru. O secundă pentru a ieși de pe Skype, pentru că a început alerta pe Skype. Bun. Da, deci cu acest tip de CRM eu pot să fac o serie întreagă de activități și ați văzut și în slide-ul anterior o serie întreagă de activități care să-mi automatizeze și să-mi ușureze viața și birocrația pe care trebuie eu ca ONG să o completez și să o realizez. Bun. O să intrăm în demo. Dacă doriți, putem să răspundem la câteva întrebări, la două, trei întrebări. Dacă nu, o să intrăm în demo pentru a arăta cum arată exact, cum se prezintă o soluție de genul acesta. Luăm niște întrebări acum sau mai încolo? Cum procedăm? Aș prefera să intrăm în demo și apoi să luăm întrebările la final, să le luăm pe toate odată și trebuie să la toate întrebările să nu ne mai oprim. În regulă. Bine, în regulă. Haideți să vedeți acum, sper că se vede în acest moment cum arată un CRM. Da? Se vede? Da, se vede. Se vede. Bun. Deci noi, cum ziceam, împreună cu Federația Volum, am demarat un proiect de creare a unui CRM de management al voluntarilor, da? Și el arată în felul următor. Este împărțit în mai multe entități, se numesc ele, care îmi țin informații despre organizații, despre ONG, despre contacte și voluntari, da? Despre contracte, proiecte, participări, da? La diferite proiecte și despre certificate, da? Pe care le emite. De exemplu, dacă intru pe un contact sau pe un voluntar, secundă să închid aici, da? Dacă intru pe un voluntar, voi putea să văd deja câteva informații despre acel voluntar. Voi putea să văd, bineînțeles, numele, adresa de e-mail, organizația din care face parte sau la care este afiliat, da? Număr de telefon, disponibilitatea de când, ziua de naștere, localitatea, tipul de contact, dacă este voluntar sau dacă este părinte sau aparținător, poate este angajat al ONG-ului, pot să văd aceste lucruri. După care țara din care face parte acest voluntar. Noi am mai trecut aici dacă are antecedente penale, da? Și poate mă interesează acest lucru, din ce departament face parte, care este cel mai ultima școală terminată și când a venit în organizația noastră. Dacă dau click pe el, veți vedea și cum arată un formular de acesta. Da? Are informații despre CNP, despre buletin, când a fost emis buletinul, da? În ce departament lucrează, dacă este într-un anumit departament al firmei sau al ONG-ului, număr de telefon, bineînțeles, alte detalii despre unde s-a născut, în ce țară, în ce oraș, da? Apoi informații despre unde locuiește, da? Adresă și, bineînțeles, tot pe acest participant pot să văd, de exemplu, proiectele în care a fost implicat, proiectul, dacă a fost voluntariat, când a fost voluntar, etc. Da? Apoi, am informații despre organizația din care face parte și aici, da, dar și aici pot să văd acest lucru. Pot să văd, de exemplu, că face parte din Federația Volum și alte date despre Federația Volum pe care eu ar fi trebuit să le introduc, dar nu le-am introdus. Learning Outcomes înseamnă skill-urile sau abilitățile pe care această persoană le are, iar eu pot să adaug o serie nouă de abilități. Da? Pot să aibă competențe digitale, poate avea, de exemplu, abilități de comunicare, poate avea alt tipuri de abilități, da? Poate fi trainer, da? Și bineînțeles pot să mai adaug și alte tipuri de abilități pe care persoana respectivă le poate avea și care mă interesează apoi să îmi dea când voi căuta.
Bineînțeles că mai am și niște detalii personale, dacă este căsătorit sau necăsătorit, ziua de naștere, automat după aceea îmi trece vârsta, în funcție de ziua de naștere mi-o calculează și, bineînțeles, dacă doresc, mi-o pune într-o grupă de vârstă, astfel încât după aceea eu când scot un raport să zic, te rog, dă-mi un raport cu toți voluntarii care sunt în grupa de vârstă între 35-55, da? Ca eu să pot să găsesc voluntarii respectivi, să știu cui mă adresez, sau sub 20 de ani, sau în funcție de targetul meu, în funcție de ținta mea, mă ajută acest lucru. Dacă este vorba de un copil, atunci eu pot să trec și părinții acelui copil, da? Sau măcar unul dintre părinții acelui copil. Dacă cumva are copii, pot să trec că are 4 copii, permis de conducere categoria A, B, C, D, etc. și de când este valabil, disponibil, pardon, sau de când, da, dacă are, cum ziceam, antecedente penale. Care sunt slăbiciunile, da, care sunt trainingurile la care a participat, etc. Deci am toate aceste informații pe care eu le pot adăuga. De asemenea, tot pe contact sau tot pe fișa voluntarului, eu mai am câteva lucruri pe care le pot face. Pot să îi dau anumite activități sau să-și treacă el anumite activități pe care le-a făcut. Dacă, de exemplu, l-am sunat pe voluntar într-o zi, l-am sunat și nu mi-a răspuns. În acest moment am un istoric a relației mele cu acel voluntar. Sau am vorbit despre noul proiect și este interesat. Bun. Deci pot să dau o serie de activități pe care acest voluntar le-a făcut. De asemenea, pot să-i adaug activitatea pe care le-a desfășurat-o ca voluntar. Și în acest moment, dacă îi dau click pe acest pe Volunteering Activity, în acest moment mi se deschide o nouă înregistrare. Voluntariat la un eveniment, da, la un anumit eveniment. La fundraising, să zicem, fundraising. Și pot să zic de când a făcut acest lucru, deci de când a făcut acest voluntariat, cât a durat, să zicem, 5 ore, da? Cine a fost organizatorul acestui eveniment, da? El a fost și participant. Bun. În regulă, da? Pot să mai adaug câteva date sau note. Și în acest moment am adăugat un timp pe care acest voluntar l-a petrecut pentru un anumit tip de activitate sau pentru un anumit proiect. Dacă vreau să trec un anumit proiect, îl caut aici la Regarding și mi-aleg proiectul. Zic Project și mi-arată toate proiectele pe care eu le am disponibile. Și pot să văd că Mihai a participat la proiectul acesta. Eu sunt Mihai, mă vedeți înregistrat aici. A participat la acest proiect cu și această activitate a durat 5 ore sau a durat 2 zile, indiferent de cât. Bun. Aceasta este partea de management al contactelor sau al voluntarilor, nu? Depinde cum îi spunem. Dar de asemenea, ceea ce mai putem face și vă spunem la un moment dat, este să realizez și niște, să automatizez și niște documente. Și vedeți aici, de exemplu, că eu mi-am selectat Word Templates, template-uri existente, și pot să dau, să imprim automat fie acordul părintelui, fie act adițional, fie contractul de voluntariat, fie fișa voluntarului. Dacă dau click, mi se va deschide un document în Word. Și aici am fișa voluntarului, în care mi-a preluat numele, dar pot să mai aduc și alte detalii pe care eu le doresc despre acest voluntar, CNP sau alte date. Dacă cumva aș fi avut și o poză a voluntarului, mi-ar fi luat și o poză. Atunci, haideți să adăugăm și o poză ca să vedeți de fapt cu cine vorbiți. O secundă. De fapt, ați văzut poza mea chiar la începutul conferinței, dar poate că mai reușim să mai adăugăm o poză. Desktop. Așa. Bun. Iar în acest moment, dacă fac același lucru, export fișa voluntarului sau contract de voluntariat pentru adulți,
Veți vedea cum arată acest contract de voluntariat. Da? Că este Nicu Aleman, care este domiciliat în București, dar toate datele mi le-a luat deja din CRM. Da? Toate aceste informații. Poza, nu știu de ce nu mi-a adus, în mod normal ar trebui să-mi aducă și poza, dar o să facem să aducă și poza, să-i dăm un save mai întâi, eventual. Încercăm o dată. Bineînțeles că se pot personaliza lucruri sau informații aici, dacă mai doresc, da? Pot fi adăugate alte câmpuri, alte informații în funcție de ce îmi doresc eu să aduc din aplicații. Bun, apoi am partea de organizații. Da? Iar aici va fi o listă cu toate ONG-urile, da? Și pot să văd ONG-ul acesta, ALM, în care să țin informații despre acest ONG. Și o poză a lui, un logo, dacă mă interesează, tipul asociației este instituție, federație, fundație, sindicat, etc. Pot codul de identificare fiscală, CIF-ul, dacă are un website, dacă face parte dintr-o federație, dintr-o coaliție, dintr-o alianță, dintr-o rețea, număr de voluntari, 60, în ce localitate, care este adresa acestui ONG, dar de asemenea pot să văd și în ce arie activează acest ONG. Da? Events sau Civic Engagement in Public Policy, da? Iar în plus persoana principală de contact și pot să văd de asemenea toți voluntarii care sunt asociați sau care fac parte, care sunt afiliați acestui ONG. Și am o listă cu toți voluntarii respectivi. Da? Bun. În acest moment pot să-mi scot anumite informații sau pot realiza anumite grafice. Să mă puțin. Pot realiza, de exemplu, un grafic care să-mi spună ONG în funcție de localitate. Deci, account în funcție de city. Da? Și să văd câte sunt în fiecare oraș, datorită faptului că nu sunt completate, pot vedea, dar dacă ar fi, aș putea vedea câte sunt în funcție de fiecare oraș, câte ONG-uri am în bază de date sau câte informații despre clienții mei am în bază de date. Ia să vedem. De asemenea, ceea ce permite CRM-ul acesta este un lucru care se numește editare în Excel Online. Iar în momentul în care eu am dat editarea aceasta în Excel Online, mie mi se deschide un fișier de tip Excel, care se află în continuare în CRM-ul meu și care mă lasă să completez direct de aici. Hai să punem Sibiu, București, Craiova, București, nu punem București, punem Suceava. Bun. Save changes, am salvat. Și ar trebui să-mi ajungă în CRM, dacă nu sunt erori, la scriere. După ce îi dau refresh de mai multe ori, ar trebui să mi se updateze. La ce mă ajută acest lucru? Păi mă ajută la câteva activități foarte importante. Unul la mână la updatare foarte rapidă a datelor pentru informațiile mele din CRM. Pot să fac copy-paste, de exemplu, dintr-un fișier Excel, să-mi aduc toate informațiile pe care le țineam în Excel până acum, să le aduc în CRM prin copy-paste în Excel-ul respectiv. Și automat să nu mai stau să introduc pe fiecare de mână. Da? Imediat o să vă arăt. Aștept să se facă refresh pentru a vedea și datele acestea aici, dacă le-am trecut eu corect. Bun, văd că nu dorește încă. S-ar putea să-mi fi dat o eroare la... Ah, nu, mi le-a trecut, da? Și automat pot să văd care este, câte ONG-uri am din Craiova, câte am din Sibiu, câte am din Suceava. Dacă dau click pe această bară, o să-mi arate numai ONG-urile care sunt din Craiova sau numai contactele. Același lucru se poate face și pentru voluntari, să văd câți voluntari sunt în Craiova sau câți voluntari sunt în altă zonă. O să vă arăt imediat. Dar de asemenea, cum ziceam, se poate realiza tot în acest Excel. Se poate face copy-paste dintr-un Excel pe care eu îl am, îmi fac copiere și dau paste aici și mi-aduce automat toate informațiile despre conturile pe care sau despre ce aveam eu în Excel până în acest moment. Condiția, bineînțeles, este să existe capetul acesta de tabel în CRM. Dacă nu există, atunci nu îmi va aduce câmpurile respective, ci doar cele pe care le are deja în CRM. Bun.
Ok. Hai să vedem mai departe. Același lucru se poate face și pe contacte sau pe voluntari. Dacă vreau, de exemplu, să văd câți voluntari am în București sau în ce localitate, da? Mă uit la nume, la numărul de voluntari în funcție de localitate și dau click pe București, îmi arată toți cei care sunt localizați în București. Bineînțeles că astfel de grafice se mai pot crea în funcție de alte criterii pe care le doresc. Vreau să văd câți sunt în București și câți au terminat facultatea sau câți sunt disponibili de la o anumită dată, etc. Da? Și acest lucru pot să-l scot. Important este ca eu să știu ce să trec de la, să-ți cer de la CRM și să întrec aceste lucruri aici. Bun. Apoi în partea de proiecte, de exemplu. În partea de proiecte, în momentul în care eu adaug un proiect nou, da, mi se cer câteva date despre proiectul meu, cine este proiectul, cine este coordonatorul principal, data de început, data de finalizat, câte zile de voluntariat au fost înregistrate pentru acest proiect, da? Iar aici pot să adaug, de exemplu, da, vedeți că sunt 18,3 zile, zile noi ale lui Nicu, da? Care Nicu mi-a lucrat în perioada 2 martie până în 10, mi-a lucrat doar 2 zile. Da? Require attendees. Așa. Da, am trecut și cine mi-a lucrat. Save. L-am închis. Și o să vedeți din cele 18 zile, dacă dau un refresh, mi-a mai adăugat zilele lucrate pe care eu le-am selectat pentru acest proiect. Da? Apoi, bugetul pe care eu l-am pentru acest proiect, ce buget am alocat, că e în franc cel puțin, că e în euro, se pot alege alte monede în funcție de ce bugete sau ce monedă folosesc eu în CRM. Da? Apoi, proiectul respectiv, în ce zonă de activitate este, poate să fie mediu și zona ecologică, dar și partea socială și pot să văd toți participanții sau toți voluntarii care au fost asociați acestui proiect. Mai am un voluntar care dorește să se înscrie, foarte bine, l-am adăugat, îl iau din lista de voluntari. Da? Și el a fost adăugat la lista de voluntari. Care sunt locațiile sau unde se desfășoară acest proiect? Pot să văd, da, 2 mai, Bastravățu sau alte localități, pentru că proiectul se desfășoară în mai multe zone în același timp. Da. Sau în alte țări, bineînțeles, pot să adaug țările în care el se desfășoară. Apoi, bineînțeles, să scot un raport, să zic unde s-a desfășurat acest proiect sau câți voluntari a avut sau câte ore au fost pentru acest proiect, etc. După care, ziceam, partea de contracte. Toate contractele care sunt create cu voluntarii mei pot să trec informații despre acest contract sau pot să adaug un contract nou. Da? Adaug numele voluntarului, data de înregistrare, data de expirare a contractului, dacă este contract limitat sau este colectiv sau este pe perioadă nelimitată, da? Dacă are acte adiționale sau nu. Da? Și, bineînțeles, apoi să îl imprim tot așa cu Word template, să-i dau print sau eventual să-mi ia din profilul voluntarului acest contract. Deci mă duc pe voluntar, pe numele voluntarului și de aici am, cum ziceam, contractul de voluntariat pe care eu pot să îl imprim. Bun. După aceea am partea de certificate. Da? Dacă cineva, unui voluntar trebuie certificat, eu voi înregistra acest certificat ca să demonstreze că el a participat. Și spun numărul unic de înregistrare, da? Numărul de înregistrare al ONG-ului, data la care a fost emis certificatul, da? Iar apoi, bineînțeles, să îi dau imprimare certificatului respectiv, da? Cu numele voluntarului, cu data care să-i servească la anumite lucruri. Poate la serviciu, poate în altă parte acest certificat. Bineînțeles că se pot face și diplome. Deci aplicația încă nu este 100% finalizată, dar are foarte multe lucruri pe care le puteți vedea încă în acest moment. Și bineînțeles, după aceea eu am niște dashboard-uri cu care lucrez, am niște panouri de comandă, niște informații cu care eu pot să lucrez încă de la început și să văd, de exemplu,
care sunt toate activitățile de voluntariat în desfășurare sau care au fost realizate, care sunt contractele care îmi expiră, de exemplu, sau pot să văd toate contactele pe care le am în acest moment, toți voluntarii pe care i-am în acest moment în ONG-ul meu. De asemenea, pot vedea toate activitățile desfășurate și tipurile de proiecte. Așa o să zic, dăm toate activitățile de voluntariat. Volunteer activity. Așa. Da, și să-mi arate, de exemplu, activitate, ce tip de activitate a fost, da, cât a durat fiecare tip de activitate, start, sfârșit, din ce organizație face parte și ce proiect. Da, iar apoi să-mi scot un raport care să-mi zică pe proiectul acesta au fost atâtea ore. Aici este calculat în minut, nu este în ore, este calculat în minute, de asta mi-a dat așa o sumă mare, dar când va fi finalizat, noi vom arăta în ore care să-mi sumeze numărul acesta de zile pe care le-am trecut aici. Așa, astfel să-mi dea un raport. Sistemul permite, de exemplu, să fac filtrări foarte rapide și să zic, dă-mi, te rog, toate activitățile de un anumit tip, da? Și să-mi o scoată această activitate, sau dă-mi, te rog, toate activitățile care sunt pe un anumit proiect. Și zice, custom filter, și mi-adaug eu filtrul care să îmi spună doar de Project One. Da? Și îmi va face filtru doar pe anumite lucruri. În funcție de ce doresc, îmi poate scoate rapoartele de genul acesta. Bineînțeles că pot fi și alte tipuri de activități, nu activități de voluntariat. Aceste activități de voluntariat sunt cele efectiv desfășurate de voluntari, dar pot fi și alte activități desfășurate de angajații ONG-ului, da? Pe care doresc, de exemplu, să le țin în sistem și să pot să fac un management al activităților fiecăruia și să văd cât a lucrat fiecare, ca după aceea fie îl plătesc în funcție de numărul de ore sau de activități lucrate, fie îl plătesc, dar să fie îmi dă un raport pe care eu să-l trimit donorilor sau să-l trimit celor care mă sponsorizează, sponsorilor, și să vadă pe ce anume s-a lucrat în cadrul proiectului lor. Da? Nu neapărat cel al voluntarilor. Acesta se referă în special la timpul voluntarilor. Dar dacă doresc să văd timpul celorlalți sau timpul total, pot vedea și timpul total desfășurat în cadrul ONG-ului meu. Bun. Ziceam și de zona de marketing. Mai avem și zona de marketing, care îmi poate crea niște liste de marketing, iar listele acestea de marketing pot să fie formate fie din voluntari, fie din ONG-uri sau fie din firme, da, pe care eu le am. Îmi poate păstra acest lucru, iar apoi eu să-mi creez campanii de marketing de diferite tipuri, da, țintite către listele mele de marketing. Hai să vedem dacă avem ceva. Nu avem, îi dăm new. Da? Iar o campanie de marketing poate să-mi țină informațiile, poate să fie de publicitate, direct marketing, co-branding, etc. Mă interesează când va începe campania mea de marketing, când îmi propun să se termine. Da? Mă interesează de asemenea o campanie marketing test. Bun. Salvăm. Da. Mă interesează de asemenea și bugetul acestei campanii, allocated budget 6.000 de euro, să spunem, da? Și apoi costurile pe care le-a avut această campanie, mi se adună și mi se scad astfel încât să văd diferența între venituri versus cheltuieli. Da? Deci pot să lucrez și cu aceste informații pe campaniile mele de marketing. La campanii de marketing pot să creez activități, cum ziceam. Da? Și în cadrul acestei campanii, o primă activitate este cea de creare de flyere. Creare flyere, care m-a costat pe mine, de exemplu, 100 de euro. Am alocat 100 de euro, m-a și costat 100 de euro, am închis-o, iar pe această campanie pe care eu o fac, să văd tipul campaniei. Iar sumele, dacă îi dau un refresh la această campanie, okay. Da, mi-a adăugat costul respectiv al campaniei respective. Da? Pentru că n-am salvat, nu mi-a luat bugetul.
Așa, salvăm. Bun, și acum este salvat. E, cam așa pot să văd, de exemplu, cum este și cu campaniile de marketing și să fac un management al campaniilor respective. Da? Bineînțeles că cu aceste aplicații există un timp în care eu pot să învăț aplicația. Există o durată până când ea să devină într-adevăr ceea ce mă interesează pe mine și să-mi scot toate informațiile de care eu am nevoie. Da? Este un timp de învățare, un timp necesar, dar după aceea lucrurile se rafinează și într-adevăr pot să spun că mă ajută sistemul și nu mă încurcă. Dar bineînțeles trebuie să existe datele corecte, trebuie să existe informații în sistem ca după aceea să-mi poată să-mi scoată detalii de care eu am nevoie. În încheiere aș vrea doar să vă reamintesc că din punct de vedere al ONG-ului vă trebuie o strategie de relație cu voluntarul, de relație cu clientul, ca să zic așa, sau cu clienții pe care voi aveți beneficiarii, iar CRM-ul poate fi o astfel de strategie sau poate fi o astfel de soluție pentru a crea o astfel de strategie. Aștept întrebările voastre în acest moment, deschid pentru întrebări dacă există. Mulțumim, Nico, e ca și cum ne-ai fi arătat o vitrină cu prăjituri. Repet întrebarea aceea, dacă poți să ne recomanzi câteva soluții de tipul CRM free, dacă deci chiar CRM-uri dacă free, CRM-uri free, de exemplu, poate fi Zoho CRM, okay. Da? Sau Sugar CRM. Mulțumim. Da? O să le trec, o să dau share la ecran din nou. Sper că se vede. Sugar CRM, Zoho CRM. Sunt CRM-uri online. Zoho, de exemplu, are până la 10 utilizatori gratuit. Se poate, lumea se poate loga cu, cu e-mailul de Gmail sau cu un alt e-mail și poate să folosească aceste soluții. Da? Mulțumim foarte mult. Mai avem o întrebare de la Ioan Cojucariu, care te întreabă dacă care este cel mai bun CRM plătit pentru un ONG. Sau o soluție de Dynamics CRM. Dynamics CRM. Ce ați văzut este o soluție dezvoltată peste soluția Microsoft Dynamics CRM, pe care nu doar noi am folosit-o, ci adică sunt multe alte firme străinătate care fac soluții pentru managementul ONG-urilor și al voluntarilor. Partea bună a acestui CRM este că poate fi foarte ușor de personalizat pe nevoile ONG-ului dacă se dorește, dacă nu se dorește o soluție out of the box. Da? Deci se poate personaliza pe nevoi, pe cerințe, se poate adăuga câmpuri foarte ușor, relativ ușor, fără costuri adiționale mari. Aceasta este soluția pe care noi o propunem și pe care business-ul, noi ne avem business pe Dynamics CRM. Da. Dynamics CRM. Alte soluții pentru ONG-uri, soluții bune pentru ONG-uri, sunt și Salesforce, de exemplu. Da? Salesforce.com. Da? Dar eu rămân la ideea că Dynamics CRM este poate cel mai ușor de personalizat și se pot găsi ușor oameni care să te ajute să îl duci în direcția în care vrei. Salesforce.com îți vine standard, are o personalizare pentru ONG-uri, sunt ONG-uri în România care folosesc Salesforce, dar dacă vrei să te abazi de la acel standard și de la ce îți dau, este foarte greu și foarte costisitor. Mulțumim pentru răspunsul tău. Mai avem o întrebare de la Bianca Buzeto. Dacă în locul voluntarilor pot fi înregistrate și alte tipuri de clienți, de genul beneficiari unui proiect? Corect, da. Pot fi înregistrate și alte tipuri de contacte. Acest lucru se face din CRM. Da. În momentul în care eu deschid acest contact, da, eu pot să mai adaug un câmp aici și să-i spun care este, ia să vedem unde scrie, nu full name, nu, aici contact type, da? Voluntar, parent, staff sau beneficiar, da? Și voi adăuga chiar acum ca să se vadă cât de ușor se poate face acest lucru. Dintre timp, dacă vrei să-mi pui o altă întrebare. Da, să vedem. Cineva întreabă dacă pentru a colecta informațiile, datele despre voluntari în CRM, dacă organizația trebuie să fie înregistrată la dataprotection.ro, dacă tu știi zona aceasta de protecție. Recunosc că nu știu acest lucru foarte clar.
Din câte intuiesc, dacă sunt operator de date personale, atunci da, trebuie. Da? Deci dacă țin informații în sistemele mele interne, despre CNP, despre date de buletin, despre părinți, etc., dar în special date confidențiale, gen CNP, buletin și mai departe, astea trebuie într-adevăr să fiu înregistrat ca operator de date personale. Nu este o filozofie, deci faptul de a fi operator de date personale înseamnă eu am făcut, de exemplu, pentru noi, am completat un formular, l-am trimis prin poștă. Da? Ne-a venit răspunsul după 2 luni ce-i drept, dar am primit cod de operator de date cu caracter personal. Deci nu este o chestie foarte complicată de făcut. Se completează un formular, el există online, îl completezi, îl semnezi, îl trimiți prin poștă, o confirmare de primire și după aceea primești pe e-mail sau și prin poștă confirmarea lor legată de înregistrarea ta ca operator de date personale. Nu costă nimic. Da? Da, am înțeles, mulțumim. Să știi că mai avem o întrebare, nu știu dacă poți tu să răspunzi la ea sau să rugăm pe colegii de la Volum să ne răspundă. Alex te întreabă care a fost bugetul pentru soluția pe care ai prezentat-o în această seară. Bugetul a fost ca pentru ONG-uri, adică nu a fost la valoarea reală a unei astfel de implementări, pentru că am zis totuși să dăm și noi our sense, our contribution la partea voluntară. Aș prefera să vorbiți cu ei despre aceste lucruri, Mulțumim. nu țin de mine. Bineînțeles că ei trebuie să justifice și să documenteze către patronii și către cei care dau banii, trebuie să justifice aceste lucruri prin contracte, prin facturi, etc. Da? Dar pot să spun că este under budget. Mulțumim. Da, deci putem să vorbim cu colegii de la Volum să vă spună ei, o să fie informație publică și pe site-ul proiectului, de îndată ce proiectul o să fie public și gata. Mai avem o întrebare? Acum, dacă îmi dai voie să adaug aici un lucru, aplicația aceasta este gândită în felul următor. Ea va fi oferită de către Federația Volum tuturor ONG-urilor care fac parte din Federația Volum și care doresc să cumpere un utilizator. Cum vă ziceam, utilizatorul e destul de ieftin. Nu vreau să greșesc sau să promit ceva, este undeva la 12 euro pe lună pe utilizator, iar această platformă va fi pusă la dispoziția tuturor ONG-urilor care doresc să-și facă managementul voluntarilor. Platforma va da un utilizator, va oferi acces, dar fiecare ONG își va face managementul propriilor voluntari în această platformă. Deci nu vor vedea voluntarii altui ONG, nu vor vedea activitățile altui ONG. Da. Deci se va face fiecare ONG cu propriul voluntar și cu propriile proiecte. Da. Va vedea propria informație aici. Mulțumim, abia așteptăm să o vedem, noi și... o știm. Mai am o întrebare. Multe ONG-uri nu au parte de departament de IT, de exemplu, și în cazul acesta, la cine putem apela pentru suportul pentru CRM? Păi acum, partea de IT nu prea îți trebuie în condițiile în care ai o platformă de genul Microsoft CRM. O să fac comentariile de rigoare. Unul la mână, platforma pe care ați văzut-o este găzduită pe servere Microsoft. Deci nu este instalată la Federația Volum acasă sau la partener acasă. Este un partener cu care am făcut această personalizare și sperăm ca după ce terminăm această personalizare, ea să fie testată și dată în lucru, astfel încât pentru un interval de un an, să nu mai fie nevoie de intervenit la ea. Singurele intervenții pe care le sperăm să le avem sau pe care ar trebui să le avem sunt cele legate de, poate ne trebuie câmpuri noi, poate că vrem să vedem grafice noi, dar nu legate de erori sau de dacă e testată suficient sau legate de bug-uri ale aplicației, etc. Nu? Deci, revenind sau răspunzând concret, investiția unui ONG într-o astfel de platformă este destul de mică, deoarece hardware-ul și tot ce înseamnă partea de platformă hardware este ținută în cloud la Microsoft, iar aplicația deja există. Singurele lucruri care te costă sunt accesul pe utilizator și chestiuni noi, dacă dorești, față de standard, față de ceea ce există deja în aplicație. Câmpuri noi, valori noi, grafice noi, etc. Dacă cumva aveți buget de IT, atunci se poate apela la parteneri
cum suntem noi, parteneri Microsoft, care pot să ia și să facă implementarea de la zero a unei astfel de soluții. Mulțumim. Dacă mai sunt întrebări până în acest moment, vă rog să ne le puneți. Nico încă este alături de noi și o să vă răspund în continuare. Să știți că cineva ne-a spus pe chat că au trimis, Ilie Cristian Tofan a trimis acel formular și le-au răspuns că de anul acesta nu mai este nevoie pentru ONG. Cred că se referă la data protection. Ar trebui să verificăm, să vedem. Doar ne-a scris pe chat și am zis că să vă împărtășesc și această informație. Dacă mai sunt întrebări până acum, dacă nu, o să ne apropiem de final. Până în acest moment nu mai sunt întrebări. Dacă vă mai vine vreo întrebare, sunt disponibile și training-uri pentru CRM, pentru membrii echipei? Întreabă Ramona. Ce sens training de CRM? Această prezentare este înregistrată. Ce facem CRM? Discutăm de training efectiv pentru soluția respectivă sau la ce anume? Nu mi-e foarte clar nici mie. Dacă Ramona poate să revină cu o lămurire suplimentară, îi mulțumim. Da, despre folosirea software-ului, cum efectiv, adică cum folosim CRM-ul efectiv, asta e întrebarea. Dacă discutăm de acest CRM în mod concret, el va veni cu un manual de instrucțiuni în limba română, da, pe care fiecare ONG participant sau care face parte din platforma, din Federația Volum și care dorește această platformă, fiecare va avea acest manual de utilizare. Da? Bineînțeles că dacă se dorește sau nu se înțelege, noi suntem la dispoziție și putem să clarificăm anumite aspecte sau mod de utilizare, dar din câte am povestit și cu Elena, colega ta de la TechSoup, se va face și un training cu utilizatorii. Da? Se va face o popularizare, dar și un training cu utilizatorii de către noi pentru utilizatorii acestei platforme. Da, asta era o surpriză. O să anunțăm, nu, o să anunțăm puțin mai târziu. Da, așadar, soluții putem găsi, dacă aveți probleme concrete, putem să discutăm despre asta. Dacă mai sunt întrebări punctuale pentru Nicu, vă rog să ne le puneți acum. Dacă nu, o să ne apropiem de finalul acestei întâlniri. Deci că noi rămânem pe mail, dacă aveți, nu știu, vă mai vin idei sau aveți nelămuriri, ne puteți scrie oricând, o să vă răspundem. Nicu, îți mulțumim tare mult pentru prezența ta alături de noi. Vă mulțumim tare mult. Ne revedem online. O seară bună, vă doresc. Mulțumim. La fel, seară bună.